aici, Blendis. Solicit întăriri urgente la colțul străzii. Orewa, Iron, Fistoda. Tatakai Taku Nai. Aia. Ce naiba le-ai spus? Le-am spus doar că nu vreau să lupt. Ai niște probleme, omule. N-ai de gând să mă ajuți, Cage? Na, pare că te descurci. În plus, Danny, fără clienți n-avem bani. Suntem eroi angajați, nu lucrăm gratis. Privește în jur, orașul a nebunit. E o energie ciudată. Și sunt destul de sigur că am văzut niște cowboy luptând cu niște cavaleri la câteva străzi distanță. Trebuie să facem ceva. Dacă problema e așa mare, ar trebui ca cineva să scoată niște bani din buzunar. Bine, de acord. Dar toată asta miroase a problemă pentru răzbunători. Așa că le trimit factura. Prea bine. Totuși, unde sunt răzbunătorii? Aici. Cred că e mai bine să nu întreb. Foarte tare costumul, starac. Te plictisezi de acel vechi? Bun, cred că sunt într-un univers paralel. Cine ești? Sunt mașina de război. Mă numesc James Rhodes. Lucrez cu Tony. Păi și el unde e? Unde sunt răzbunătorii? N-am idee. Nu-i pot contacta. Echipa ta unde-i? Unde sunt cei patru fantastici? În ceva fel de misiune diplomatică prin alt univers. Eu am rămas pe pământ pentru că era meci la televizor. Meci pe care acum îl ratez din cauza chestii astea. Poți să afla scorul prin costumul ăla al tău? Dinozaurii au dispărut. Deci, ăștia nu sunt dinozauri. Na, poate sunt dinozauri fantomă. Ah, prea stupid. Poate au călătorit în timp. Hei, urâtule! Vrei să muști pe cineva? Sunt chiar aici. Hey, chiar a fost necesar să faci asta? Tocmai ai distrus dinozaurii. Iar cu plăcere. Vreo idee legat de ce se întâmplă aici? Și unde sunt răzbunătorii? Salut, Benjamin. Acesta este un mesaj de alertă de la răzbunători. Dacă vezi asta, înseamnă că a murit. Dar lumea mereu va avea nevoie de eroi. Deci, am pus cap la cap un program de siguranță în caz că pățim ceva. Asta nu sună bine. E rândul vostru. Avem nevoie de ajutor. Fiecare din voi s-a dovedit a fi erou. Un erou de talie a răzbunătorilor. Ce înseamnă asta? Omul de oțel ne roagă pe noi să fim... Vila răzbunătorilor, Quijet, totul, toate sale voastre. Lumea depinde de voi. Salvați-o! Sunt destul de sigur că vorbea cu tine, gândacule. Deci, ce ar trebui să fac? Nici nu știu ce se întâmplă. Salut, Păianjen! Am informații adiționale pentru tine.
au dublat în limba română: Dan Lupu, Grey, Daniel Mureșan, Julianul, Spidey, Mustang, Kinai, Crow. Voci adiționale: Julianul, Hero, Sersor Wing, Lupu. Scenariul și adaptarea, castingul și regia de dublaj, inginer de sunet, sound design și montaj, Hero. Dublajul a fost realizat de proiectul HK Dub.